mic și mare ne-am unit în după-amiază zilei de vineri la Old School pentru a ne bucura iar de clipele copilăriei. 15 părinți din cadrul Asociației Copilor cu Autism Botoșani, împreună cu 18 licurici albaștri, au fredonat versuri din cântece pentru copii, au mâncat, dansat și petrecut timp împreună fără prejudecăți. Șoricelul strigă îndată, iată și eu am venit, casa voastră. Am văzut în imaginile precedente că este foarte multă bucurie și ne întrebăm ce se întâmplă. Ne poți spune ce se întâmplă? Dacă vesel se trăiește, ce să facem? Cântăm împreună. Împreună înseamnă domnul Gelograur, eu și licurici albaștri. Am venit să facem un atelier de cântare, mai mult Gelu decât mine, că eu nu prea am voce decât de vorbit. Și pentru mai multe detalii lăs pe domnul Gelu să vorbească. Voiam să vă întrebăm ce v-a făcut să acceptați? Păi de ce să nu acceptăm? Suntem părinți la rândul nostru, suntem oameni care trăim în societate. În societate sunt oameni, cazuri, situații și așa mai departe. Întotdeauna am zis că având o astfel de afacere trebuie să fie deschis a toate categoriile de oameni, de public și așa mai departe. Deci nu văd care este problema, ba din contră. Cu ocazia asta îi lansez oficial așa invitația să considere aici la noi, la Old, locul lor și să vin aici și săptămânal din punctul meu de vedere. Deci e mișto să iei aici, e foarte mișto. Sunt foarte happy toți copiii și părinții cred că și mai happy. Atâta timp cât Ciprian o să vină cu propunerile, noi vom fi totdeauna cu suportul logistic și artistic aici și poate vom mai aduce și alți artiști cu ocazia asta, să încercăm să-i cooptăm alături de noi, pentru că am văzut câtă bucurie poate aduce o chitară, o voce și câteva aplauze acestor copii minunați și acestor părinți câteodată poate greu încercați. Mulțumim. Cu plăcere! În primul rând vreau să mulțumesc domnului Gelu Graur, care ne-a deschis larg porțile ca să venim în casa dumnealui, ca să spun așa, la Old School. După un an de zile în care pandemia practic ne-a afectat pe toți, dar aș puncta eu un mod special pe acești copii, copiii speciali care nu înțeleg de ce trebuie să fie izolați sau noi să izolăm pe ei. Nu înțeleg această restrângere, mediul cât mai închis în casă, e ca o gură de aer. Practic, beneficiile acestor activități sunt în mod special acum, dar în general sunt și pe termen lung. E nevoie de socializare, e nevoie de prieteni pe care să-i aducem în jurul acestor copii, e nevoie să fie înțelese nevoile lor, problemele lor și, practic, înțelegând, va fi mai ușor de găsit soluții pentru integrarea acestor copii. Deci, după un an de zile de stat efectiv în casă, neavând acces deloc, având un impact, din punct de vedere comportamental, foarte negativ acestor copii, acum este ca o gură de aer. Deci, noi, ca și părinți, ne ținem lacrimele de bucurie că avem acces undeva să ne reunim, să ne bucurăm unul de prezența celuilalt și, bineînțeles, să ne facem noi prieteni. Este prima activitate de acest gen în care ne-am regăsit, ne-am reunit cu toții aici la Old School, alături de partenerul nostru și prietenul nostru drag Gelu Graur. Și, practic, este o introducere în următoarele activități pe care ni le-am propus și sperăm noi să fie din ce în ce mai multe, din ce în ce mai apropiate evenimentul unul de celălalt. Următorul pas va fi să facem împreună cu acești copilași și cu părinții lor
propria prăjiturică. Deci, ca să nu divulgăm toate secretele, va fi la o patiserie din Botoșani. Noi ne bucurăm foarte, foarte, foarte mult că mediul privat are o deschidere foarte mare pentru a implica în activități punctuale acești copii. Acești copii, practic, în interiorul lor, dacă ei nu știu să se exprime, nu știu să ne spună ce le-ar place să facă, trebuie cumva să activăm, să intrăm în activități cu ei și ușor, ușor să le descoperim aceste abilități. Deci abilitățile cu siguranță există, doar trebuie să le scoatem la lumină și să le fructificăm. Cu ușurință, treptat, treptat, vom ști că un copil poate să aibă abilități de cântat. Ceea ce am văzut că sunt copii astăzi care au luat microfonul cu încredere și au cântat, sunt copii care poate vor descoperi că pot să facă diverse lucruri cu mânuțele, o prăjiturică, atunci poate o să ne îndreptăm atenția și toate eforturile pentru ca în viitor să fie un ajutor de bucătar, un ajutor de patiser, ce știm noi. Sau de ce nu, spre pictură, spre o activitate sportivă. Deci toate acestea vrem să le facem cu ei pentru a descoperi și a fructifica toate aceste abilități pe care copiii cu autism le au. Vă mulțumim în numele lor pentru ce faceți. Ceea ce sunteți voi, chiar mă înfim. Bravo vouă!